Protestele spontane declanșate ieri de angajații instituțiilor județene din subordinea Ministerului Muncii s-au extins și la alte instituții. Nerespectarea și neaplicarea legilor care trebuiau să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă ale salariaților și pensionarilor, prețurile mari și inflația, lipsa de predictibilitate legislativă pe termen lung și deciziile contradictorii din ultima perioadă zdruncină încrederea românilor în statul de drept, spun sindicaliștii. Astăzi mii de oameni au protestat la București, dar și minerii dau semne de nervozitate. Astăzi, timp de 3 ore, Confederația Sindicală Națională Meridiană a organizat un protest în Piața Victoriei din București față de proiectul legii pensiilor și a legii numărul 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Printre protestatari s-au numărat și membrii de sindicat din județul Hunedoara. Protestele nu doar că au continuat, dar s-au și extins în țară și la alte instituții bugetare. Farmaciștii cer decontarea medicamentelor prescrise, angajații din direcțiile de sănătate publică, din agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de la casele de pensii, protestează în mai multe județe, cerând să fie tratați fără discriminare din punct de vedere al salarizării, nu cum s-a procedat preferențial cu cei de la casele de asigurări de sănătate și ANAF. Până și funcționarii publici din cadrul Ministerului Sănătății au protestat, fiind nemulțumiți că în legea prin care a fost aprobată creșterea salariilor angajaților din casele de asigurări de sănătate, nu au fost incluși și angajații din Ministerul Sănătății. Minerii din Valea Jiului au început și ei astăzi protestele la unitățile miniere, deocamdată fără blocarea activității. Însă conflictul ar putea exploda dacă la ședința Camerei Deputaților din 20 noiembrie nu se va ține cont de amendamentele lor. Sperăm ca aceste lucruri să treacă. Dacă nu vor trece, eu cred că toată Valea va ieși în stradă săptămâna viitoare, pentru că sunt afectate atât pensiile care vor urma, cât și pensiile care astăzi sunt date în plată, pentru că tot de la minister mi s-a spus că aceste pensii ce sunt acum date în plată vor fi ținute pe loc până când vor ajunge din urmă cei care ies la pensie pe noua lege. Liniștea socială este afectată și la nivel european. Blocul Național Sindical, afiliat la Federația Europeană a Sindicatelor, anunță că va participa la Bruxelles în data de 13 decembrie la protestul organizat de Confederația Europeană a Sindicatelor.